Bine v-am regăsit! Întrebările la care trebuie să dau răspunsurile azi sunt despre o lumânare care se găsește într-o cutie cu pereții din sticlă, ca să vedem ce se întâmplă, iar cutia se găsește într-un automobil. Să ne amintim! Și acum întrebările. Prima. Ce se întâmplă cu flacăra lumânării dacă automobilul frânează, deviază sau nu de la verticală? Dacă răspunsul vostru este nu, vă rog să explicați de ce nu deviază flacăra. Dacă răspunsul este da, vă rog să precizați în ce sens se produce deviația și de ce. A doua întrebare, ce se întâmplă cu flacăra lumânării dacă automobilul ia o curbă, să zicem la stânga? În acest caz, deviază sau nu flacăra? Și aștept și aici explicațiile necesare. Cu 2 ani în urmă, în primul videoclip pe care l-am publicat, destinat elevilor și studenților, am pus o întrebare asemănătoare. Să vedem. Să presupunem că avem un autobuz în care se găsește o persoană. Cineva. O persoană pe care o cunoaștem. Și persoana respectivă ține un balon umflat cu heliu. De fapt, ține sfoara care e legată de balonul cu heliu. Întrebarea este, dacă autobuzul se deplasează spre dreapta și frânează la un moment dat, frânează puternic, ce face balonul? Să vedem și o parte din răspunsul pe care l-am dat atunci. Când autobuzul frânează, atunci toate corpurile din interior, față de autobuz, dacă luăm ca sistem de referință autobuzul, au tendința de a merge înainte din inerție, principiul întâi al dinamicii. Inclusiv aerul. Și aerul face acest lucru. Se îngrămădește în partea din față a autobuzului. Aceasta înseamnă că presiunea o să scadă pe măsură ce mergem din partea din fața autobuzului spre partea din spate a autobuzului. Și aceasta mai înseamnă că presiunea pe fața balonului cu heliu care se găsește înspre înainte este mai mare decât presiunea pe fața balonului care se găsește înspre înapoi. Și atunci apare o diferență între forțele pe care le vedeți pe desen F1 și F2, F1 fiind mai mare decât F2, apare o forță arhimedică pe orizontală. Deci forța arhimedică poate să fie și pe orizontală, dacă avem o variație a presiunii pe orizontală. Deci răspunsul corect este că balonul va fi împins spre înapoi, va merge spre înapoi din cauza unei forțe arhimedice care apare pe orizontală. Acesta este deci răspunsul corect. Acum mai rămâne să lămurim ceva. De ce această forță arhimedică, care apare pe orizontală, nu face ca toate corpurile dintr-un vehicul care frânează să se deplaseze spre înapoi? Pentru că atât asupra balonului umflat cu heliu, cât și asupra tuturor celorlalte corpuri, dintr-un vehicul care frânează sau accelerează sau ia curbe, acționează două forțe. Una este această forță care apare din cauza deplasării aerului în vehicul, dar mai este și așa numită forță de inerție. Forța de inerție apare întotdeauna într-un sistem de referință care se mișcă accelerat și are întotdeauna sensul opus accelerației vehiculului respectiv. Adică dacă acesta frânează, atunci forța de inerție este spre înainte. Este forța care ne împinge înainte când automobilul, trenul, autobuzul în care ne găsim frânează. Deci dacă ne gândim la un corp care se găsește într-un vehicul care frânează, apar două forțe care acționează pe direcția mișcării asupra corpului respectiv, așa cum vedeți în acest desen. Forța de inerție spre înainte și forța arhimedică orizontală spre înapoi. Dar pentru toate corpurile care au densitatea mai mare decât aerul, adică aproape pentru toate corpurile, forța de inerție este mult mai mare decât forța arhimedică orizontală. În schimb, pentru corpurile cu densitatea mai mică decât cea a aerului, forța de inerție este mai mică decât forța arhimedică orizontală.
De aceea, orice corp cu densitatea mai mică decât a aerului va avea tendința de a se deplasa spre înapoi atunci când vehiculul frânează, spre deosebire de celelalte corpuri care vor avea tendința de a se deplasa spre înainte. Generalizând, putem spune că orice corp cu densitatea mai mică decât aerul va avea tendința de a se mișca în sens opus celorlalte corpuri atunci când se găsește într-un vehicul care accelerează, frânează sau ia curbe. Dar ce legătură au toate astea cu flacăra lumânării? Flacăra lumânării este un amestec de gaze fierbinți, foarte fierbinți, în care găsim molecule, atom și ioni. Căldura se produce prin reacția de ardere. În cazul lumânării, ceea ce arde este ceara. Deci avem o reacție în lanț între ceară și oxigenul din aer, o reacție în care se degajă foarte multă căldură. Densitatea unui gaz, când presiunea este constantă, este invers proporțională cu temperatura. Iar temperatura flăcării unei lumânări ajunge în vârful zonei mai strălucitoare, mai luminoase, până pe la 1400 de grade Celsius. Și asta înseamnă că flacăra lumânării este un amestec de gaze foarte fierbinți cu densitatea mult mai mică decât densitatea aerului din jur. Și din această cauză, flacăra lumânării din întrebarea noastră se va comporta la fel cu balonul cu heliu, adică se va deplasa în sens opus celorlalte corpuri din automobil. Așa că răspunsurile corecte sunt: când automobilul frânează, flacăra se deplasează spre înapoi, când ia o curbă la stânga, flacăra se deplasează spre stânga. De fapt, am pregătit și un mic experiment ca să vedeți că lucrurile stau așa cum am spus. Priviți ce face flacăra lumânării în clipa în care borcanul pornește brusc, adică atunci când are o accelerație. Au dat răspunsurile corecte Dana Vișoiu, Dumitru Antonie și Daniela Carmen Băluță, care, spre marea mea bucurie, și-a amintit materialul pe care l-am publicat acum 2 ani. Felicitări și mulțumesc pentru răspunsuri. Și acum am pentru azi o întrebare foarte interesantă, originală, să vedem dacă veți fi de acord. Întrebarea de azi este, așa cum v-am spus, foarte interesantă și este propusă de vechiul meu colaborator, domnul Dumitru Antonie, căruia îi mulțumesc și pe această cale pentru propunerea și implicit permisiunea de a o publica. Imaginați-vă o pârghie care are la fiecare capăt câte un scripete. Scripeții sunt identici. Peste fiecare scripete trece, așa cum vedeți în desen, câte un fir inextensibil și la capetele firului atârnă 2 corpuri. Cele 2 fire au greutatea neglijabilă față de greutățile corpurilor care atârnă. După cum vedeți în desen, în stânga corpurile care atârnă au masele de 1 kg, respectiv 4 kg, în timp ce în dreapta corpurile au masele de 2 kg, respectiv 3 kg, dar masa totală este pentru fiecare scripete 5 kg. Inițial, scripeții sunt blocați, nu se pot roti, iar pârghia este în echilibru. Evident, dacă scripeții se deblochează, corpurile care atârnă la capetele firelor se vor pune în mișcare. Corpurile mai ușoare vor urca față de pârghie, iar corpurile mai grele vor coborî. Întrebarea este, dacă la un moment dat scripeții se deblochează simultan, ce se întâmplă cu pârghia în timp ce corpurile care atârnă vor fi în mișcare? Deci, în timpul în care aceste corpuri se vor mișca, pârghia va mai fi în echilibru? Dacă da, care este explicația? De ce nu se strică echilibrul? Dacă nu, atunci
care scripete credeți că va coborâ? Mulțumesc pentru atenție și succes în găsirea răspunsurilor. La revedere! We'll be right back.